Salutare tuturor! Asta o să fie partea a doua din proiectul TT. Pentru cei care nu au fost pe fază în prima parte, mi-am cumpărat cel mai ieftin Audi TT pe care l-am găsit și plănuiesc să-i cresc puterea motorului dar totodată să-l țin original în aspect. Bineînțeles că mașina este departe de a fi perfectă, pentru că are probleme cu rugina, dar din fericire, părțile afectate sunt demontabile. Pe lângă rugina, mai sunt multe lucruri de rezolvat, dar cele mai presante se găsesc sub capotă, deoarece uleiul și antigelul se plimbă pe acolo ca la piață. Așa că am dus mașina la spălătorie și am spălat-o inclusiv sub capotă, generând atacuri de panică în comentarii. Și oricât aș fi încercat să explic că motorul era rece în timpul spălării, orică spuma era la fel de activă ca o spumă de ou, sau că distanța de spălare era de peste un metru, iar conectorii senzorilor sunt identici cu cei de la ATV-uri și motociclete, care sunt spălate aproape după fiecare ieșire. Cu toate astea, simțeam că mă lupt cu morile de vânt, așa că am pornit mașina, care a pornit, și am adus-o acasă pentru a-i schimba roțile. Acum am aflat și eu de ce își cumpără multă lume Audi. Roțile la mașinile astea se schimbă singure. Roțile pe care le-am cumpărat sunt alcătuite dintr-un set de jante. Advanti Racing este o firmă americană aftermarket de o calitate foarte bună. Sunt pe 18 inch, plus un set de anvelope Toyo japoneze. Acestea sunt cunoscute în jocurile video mai ales ca fiind opțiunea mai scumpă a anvelopelor și asta înseamnă că sunt de o calitate excelentă. Și pe lângă faptul că mai au câteva drumuri de făcut, adică nu sunt într-o stare foarte proastă, vreau să vă mai arăt încă un lucru interesant despre aceste anvelope. 225 40 18 se referă la dimensiunea nominală a anvelopei, dar 92Y se referă la coeficientul de viteză și sarcină aprobat pentru fiecare cauciuc. În acest caz, 92Y ne spune că fiecare anvelopă rezistă la 630 de kg și la o viteză maximă de 300 de km pe oră. Și încă nu ați auzit partea bună, asta pentru că toate patru au costat doar 600 de lei. Și ca să pot lucra în condiții mai bune, am băgat mașina în atelier pentru că afară e foarte frig și nu aș vrea să răcesc. Pentru că am băgat mașina în atelier, voi putea lucra mult mai bine la ea, așa că o să încep cu pragurile pentru că sunt destul de ruginite, mai ales pe exterior și sunt foarte curios să văd ce aflu sub ele. Fragul este susținut din fericire de șuruburi ca acesta, aproximativ 10 la număr, dar înainte să le desfac ar trebui să scot mizeria și popseaua asta ciudată care ar putea exista înăuntru lor. Sunt foarte uimit de cât de mult nisip s-a strâns în spatele protecției de plastic și e incredibil cât de multă rugină se poate forma într-un spațiu așa mic. Dar din fericire, majoritatea materialului desprins provine de la protecția pragului, nu de la prag în sine, ceea ce înseamnă că el nu arată într-o stare foarte rea, atât doar că se văd urme de rugină pe capete și chiar aici pe mijloc, dar nu ceva foarte grav. Cred că voi putea rezolva cu un polizor unghiular, Printr-o metodă identică, am îndepărtat și protecția pragului din stânga. Acesta arată un pic mai rău ca și cel din dreapta, dar nu e într-o stare atât de rea încât să nu se poată rezolva. Pentru început, o să procedez ceva de genul. Cam așa arată colțul de prag, cam după 5 minute de lucru. Bineînțeles că nu am dorit să vă plictisesc și am ajuns doar la partea finală. Și după cum v-am spus, nu este un dezastru aici. Mai rămâne doar să dau cu o soluție, după cum am spus, anticorozivă. Aceasta va mânca rugina rămasă și peste aceasta voi aplica un strat de, de ruginol de calitate. Cred că ar fi o idee interesantă să fac un time-lapse la curățirea colțurilor de praguri și a pragurilor în sine, bineînțeles, dar nu o să l introduc în episodul acesta, ci eventual într-un episod următor. Dar până una alta, o să trec la interior, dar nu o să mă ocup de geamul din dreapta care nu merge ci am să la demontarea bordului, pentru că după cum ați văzut și în primul episod, am o grămadă de pixel morți în ecranul central, iar cadranul de benzină nu arată corect nivelul de benzină din rezervor. O să fac și un mic test să vedeți mai bine despre ce vorbesc. Acum, după cum bine vedeți, acele arată spre mijlocul cadranului, dar cele pe benzină arată că rezervorul este plin, dar totuși el ar trebui să fie la mijloc. Asta înseamnă că are o problemă cu motorașul de poziționare. Mai am o funcție pe tester care îmi permite să verific pixelii morți și, după cum puteți observa, doar pe mijloc sau în partea dreaptă și sus am pixelii activi. Pe cei laterali văd că nu am probleme, dar în centru sunt morți o mare majoritate, aproape jumătate din cei posibili, așa că acest LCD va trebui schimbat. Va trebui să mă opresc cu demontarea bordului la această etapă, pentru că nu am un pistol de căldură care să mă ajute la dezlipirea acestui conector de pe placa de bază și, în al doilea rând, nu mi-a ajuns LCD-ul nou care va trebui remontat. Acum, după cum probabil ați văzut și într-un cadru anterior, am dat fața de pe ușa pasagerului jos și am descoperit mufa sau motivul pentru care nu Pot controla geamul din dreapta. Ei, această mufă nu era conectată la loc, dar cel mai probabil am o problemă cu mecanismul de ridicare și coborâre a geamului. Dar asta rămâne de văzut. O să încerc să dau o comandă și să observ ce se întâmplă. Sper să nu fac o prostie. Ei, clar. Geamul este blocat sau cel puțin șina de culisare a geamului este a, defectă. Nu o să-mi fac foarte multe griji, deoarece un de reparație al geamului nu este decât vreo 200 de lei, dar s-ar putea ca în momentul în care voi cumpăra o altă ușă să am norocul să găsesc un interior complet. Ca să nu vă dezamăgesc cu un videoclip scurt și totodată să-mi termin toate proiectele începute, o să trec în viteză la UTV-ul ăsta Arctic Cat, care este la mine de vreo două săptămâni. Nu e într-o stare foarte proastă, dar are jocuri surprinzătoare la direcție. Plecarea de pe loc e foarte greoaie, iar oprirea e și mai greoaie. Pentru a observa mai bine problema direcției, a trebuit să demontez o parte a sistemului servo, iar jocurile excesive se datorează unei piese culisante, care este susținută de un șurub și patru bucșe de bronz. Problema cea mai mare este că Artic Cat nu vinde bucșile separat, decât toată culisanta, pentru suma modică de 6 de dolari. Așa că n-au decât să-și o păstreze, eu am găsit aceste elemente la un Polaris cu doar 200 de lei pe care o să le debitez până la dimensiunea perfectă. După ce am făcut toate cele 4 bucși, piesa culisantă nu mai avea joc, iar asta înseamnă că s-a putut monta. Cu toate piesele montate, problema direcției a dispărut, așa că ne-am putut ocupa de sistemul de frânare. După schimbarea tuturor plăcuțelor de frână, UTV-ul ăsta se va putea opri mult mai eficient. Iar ce am observat, e un lucru foarte interesant, plăcuțele nu erau foarte uzate, dar suprafața lor de contact cu discul era parcă făcută dintr-un material topit, ceea ce indică o supraîncălzire a frânelor din trecut. De aia e foarte important să vă alegeți plăcuțele de calitate, atât pe ATV-uri cât pe mașini sau motociclete. Acum o să schimb foarte repede cureaua de transmisie, e o treabă pe care o poți face foarte ușor dacă ai degete puternice după cum puteți vedea. Mai ai nevoie de doar două șuruburi pentru a depărta ambreiajul secundar, iar cureaua este foarte simplu. Cureaua veche după o inspecție vizuală nu este deformată sau ruptă, dar este mai subțire cu 3 mm, ceea ce a dus la o întârziere de contact cu variatorul, de unde și plecarea de pe loc mai lentă. Articatul ăsta nu a fost un proiect de foarte lungă durată, de aia am încercat să-l combin cu unul dintre celelalte proiecte, așa că proprietarul, un prieten foarte bun al meu, poate să vină și să se bucure în continuare de el. Cred că va trebui să mă opresc aici, pentru că aripile, ușile și haionul o să le demontez doar în momentul în care am altele de schimb, dar cred că pe săptămâna viitoare se va rezolva acest lucru. De asemenea, trebuie să-mi ajungă LCD-ul de bord și nenumăratele piese pe care le-am comandat deja. Așa că până atunci eu o să mă ocup de curățirea cât mai completă de rugină de pe această mașină. Iar cu acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare ca de obicei. Vă salut!